Eu nu strivesc cu Orola din lumina lumii de Lucian Blaga. Curentul literar. Modernismul este un curent literar din perioada interbelică ce s-a construit în România în jurul revistei și cenacului Spurătorul conduse de Eugen Lovinescu. S-a manifestat atât în proză, dramaturgie, cât și poezie. Dintre trăsăturile definitorii specifice textului liric amintim originalitatea, subiectivitatea lirismului, înlocuirea metaforii plasticizante cu metafora revelatorie sau oximoronică, preferința pentru arte poetice, ermetizarea și ambiguizarea discursului, cu existența versificației convenționale cu elemente de inovație prozodică, adică versul liber și îngambamentul, preferința pentru noul limbaj poetic, caracterizat prin valorificarea categoriilor negative a termenilor colocviali, argotici și abstracți. Date despre autor și operă. Lucian Blaga este un scriitor reprezentativ din perioada modernistă, alături de Ion Barbu, Tudor Arghezi și George Bacovia. Aflat între tradiție și inovație, lirica blagiană stă sub auspiciile genului eminescian, fiind străbătută de același fior metafizic în fața nemărginitului. Încadrare. Primul volum din 1919, Poemele Luminii, se deschide cu poezia Eu nu strivesc o rola din minunea lumii, considerată o ars poetică sau o artă poetică, o poezie program ce exprimă crezul său artistic, rolul poetului și al poeziei în raport cu tainele universului și viziunea asupra lumii. Fiind o artă poetică modernă, interesul autorului se mută dinspre tehnica poetică spre relația poet-lume și poet-creație. Este o meditație confesivă modernistă asupra cunoașterii marilor taine ale universului și ilustrează conceptele filozofice ulterior definite în Trilogia Cunoașterii din 1933, și anume cunoașterea luciferică și cunoașterea paradisiacă. Conform concepției sale, lumea este o imensă și perpetuă taină, de a cărei conservare depinde fericirea universală. Semnificația titlului. Titlul poeziei, o adevărată mărturisire poetică, este o metaforă cosmogonică, universul întreg, fiind imaginat ca o floare grandioasă, ale cărei gingași și petale trebuie ocrotite, corola exprimând cercul, simbol al perfecțiunii, al echilibrului dintre elementele care compun lumea. Pronumele personal eu, plasat în titlu, surprinde exacerbarea eu-ului, o viziune expresionistă, dar și asumarea rolului de protector al misterilor lumii. Verbul negativ nu strivesc, mult mai expresiv din punct de vedere semantic, o idee modernistă, dezvăluie plasarea sa în sfera cunoașterii luciferice sau poetice și refuzul clar al cunoașterii paradisiace. Tema operei. Tema o reprezintă atitudinea poetică în fața marilor taine ale universului, cunoașterea lumii fiind posibilă doar prin iubire, printr-o comunicare afectivă totală. Elementele de recurență sunt misterul și motivul luminii, care implică principiul contrar întunericul. Prin ambiguitatea limbajului, mai ales prin frecvența metaforii, adâncimea lirismului subiectiv, utilizarea procedurilor poetice inovatoare, precum îngambamentul, noutatea prozodiei prin folosirea versului liber, preocuparea pentru a defini rolul artistului în lume, folosirea termenilor negativi, putem considera opera sa ca aparținând modernismului. Sesizăm trăsături expresioniste prin exacerbarea eului creator ca factor decisiv în raportul internațional stabilit cu cosmosul, sentimentul absolut, interiorizarea peisajului și întoarcerea către mit și simbol. Structură. Poezia este alcătuită din 20 de versuri, alternând versuri lungi cu versuri scurte. Prezența îngambamentului permite o mai mare libertate de exprimare a ideilor și trăirilor imense conform unui ritm interior în concepția modernistă, aceasta devenind mult mai importantă decât canonul versificației. La nivel compozițional, putem distinge trei secvențe lirice marcate de obicei prin scrierea cu inițială majusculă a versurilor. În prima secvență este redată atitudinea poetului față de tainele lumii. O a doua secvență se construiește pe baza relației de opoziție eu-alții, lumina mea, lumina altora, sau o amplă comparație, cum spunea Pompiliu Constantinescu. Iar secvența a treia, cu rol conclusiv, arată că a potența misterul este echivalent cu a iubi, la modul ideal, lumea. În centrul demersului poetic se situează eul blangian, evidențiat prin pronumele personal eu, repetat de 6 ori pe parcursul poeziei ca element de recurență, și adjectivul posesiv mea raportat la lumea care îl înconjoară. Prima secvență. Incipitul este o reluare a titlului, accentuând ideea deja enunțată,
dar îmbogățind-o cu noi sensuri. Poetul, prin versul Eu nu strivesc corola de minunea lumii, se declară un reprezentant al cunoașterii luciferice, un protector al misterilor lumii. Pronumele eu, plasat chiar în incipit, dezvăluie euul stihial specific poemelor luminii care participă în mod direct la tainele cosmosului. Sensul verbului nu strivesc se amplifică cu verbul de negație nu ucid, conturând incisivitatea sa în alegerea făcută de a proteja tainele lumii, respingând tranșant orice contraopțiune, iar timpul prezent, numit și prezent etern, sugerează decizia definitivă a euului poetic. În prima secvență lirică, poetul se vede ca un călător ce parcurge un destin, calea fiind o metaforă pentru drumul vieții, presărat de miracole precum flori, ochi, buze, morminte, acele petale din corola de minuni. Aceste metafore simbol sugerează diferite elemente cheie care țin de tainele lumii. Florile sugerează frumusețea efemeră, viața, nașterea, dar și gingășia, cunoașterea senzorială, elementul vegetal, ochii, simbol al cunoașterii contemplative, reflexive, buzele, rostirea, comunicarea, dar și iubirea, sărutul sau cunoașterea prin eros, viața însăși, mormintele, sfârșitul, misterul lumii sau marea trecere. Buzele și mormintele fac trimitere la estetica expresionistă în care moartea devine tema dominantă. Conjuncția și, prezentă în 10 poziții, accentuează multitudinea elementelor ce necesită atenție din partea poetului în grijă sa de potențarea misterului. A doua secvență lirică constituie relația de opoziție sau antiteza dintre eu și alții. Este o amplă comparație explicativă a ideii exprimate în versul inițial. Conjuncția adversativă, dar, frânge textul în două părți corespunzătoare celor două tipuri de cunoaștere. Sunt prezentate în antiteză cunoașterea lumii poetică sau luciferică revelatorie și cea rațională sau paradisiacă, logică, analitică. Lumina mea, lumina altora, nu strivesc, nu ucid, respectiv sugrumă, sau razele albe, respectiv întunecata zare. Cunoașterea poetică, adică luciferică, se realizează prin tandrețe, iubirea aproape evlavioasă, purtătoare de lumină, și nu are drept scop lămurirea misterului, ci potențarea lui. În schimb, cunoașterea rațională, paradisiacă, de tip logic, este brutală, rece, se revarsă asupra obiectului cunoașterii, vrând să lumineze misterul pe care astfel să-l reducă. Spre deosebire de omul de știință care ajunge la o cunoaștere limitată, poetul pătrunde mai ușor în misterul tainei cu ajutorul imaginației, sporindu-i semnificațiile. Modalitatea de cunoaștere a oamenilor de știință, numită metaforic lumina altora, distruge vraja nepătrunsului ascuns. Verbul dur, sugrumă, arată că rațiunea este văzută ca dăunătoare, incapabilă de a vedea farmecul universului. Apropierea de esența realității, sugerată prin metafora nepătrunsul ascuns, trebuie să se facă pe cale afectivă. Misterul se cere intuit și nu cercetat cu privirea necruțătoare a minții. Numai astfel se poate conserva universul cu care poetul se identifică. La nivel lexical, observăm, la fel ca la Eminescu, tendința de a întări o afirmație, de a delimita o atitudine prin negație, prin enumerarea unor verbe negative, nu strivesc, nu ucid, nu sugrum. El insinuează efectele devastatoare ale unui alt mod de raportare la tainele lumii. La fel ca în teologia dogmatică, cunoașterea lui Dumnezeu prin negație este mai profundă decât cea prin afirmație. Cunoașterea apofatică, adică prin negație, presupune să afirmăm ce nu este divinitate, așa nume că nu este iubire, nu este bunătate, nu este puritate, ci este mai presus de toate acestea, căci dacă am afirma că El este echivalentul la toate acestea, l-am limita, iar Dumnezeu este nelimitat. Și cunoașterea catafatică, adică prin afirmație, prin care afirmăm ceea ce este Dumnezeu, adică bunătate, iubire, perfecțiune. Astfel, cunoașterea prin negație este superioară celei prin afirmație, căci sporește misterul, nu limitează rațiunea la unele stereotipii. Privit din perspectiva esteticii literare moderne, întregul discurs poetic poate fi considerat el însuși ca o metaforă lirică, iar în ansamblul acesteia apare o amplă comparație a lumii luciferice cu lumina lunii. Luna, cu razele difuze, amplifică misterul existențial. Tremurătoare, taina nopții, întunecata zare, largi fiori, sfânt mister. Dacă lumina solară diurnă revelează formele, dar le face imperceptibile, cea selenară întunecă, dar potențează sensurile, având același rol ca în Sara pe deal lui Eminescu. Având în centrul motivul lunii, sesizăm aici un spectacol de lumină și întuneric,
care sporește misterul și, prin alți termeni antitetici, lumină, albe, pe de o parte, și luna, întunecată zare, pe de altă parte. Versurile frânte, cu măsură variabilă, trasează fervoarea cu care poetul își exprimă gândurile poetice fiind elemente de modernitate. Pe măsură ce descoperim, ne dăm seama de limitele cunoașterii și tot ce-i neînțeles se schimbă în neînțelesuri și mai mari, nepătrunsul, ascuns, fiind de fapt Dumnezeu, divinitatea. Inversiunea predomină întreg textul poetic, largi fiori, sfânt mister, nepătrunsul ascuns, potențând imensitatea universului care va rămâne veșnic necunoscut individului. Ultima secvență lirică are rolul unei concluzii explicative, introdusă prin conjuncția căci, conector argumentativ. Verbul căci eu iubesc este echivalent cu ideea de cunoaștere, o cunoaștere prin iubire, luciferică, dezvăluind, dar în același timp ascunzând o parte a realității. Iubirea de frumos a determinat să protejeze aceste taine ale lumii. Dumnezeu, tot prin logica iubirii, a rostit să fie lumină și s-a făcut lumină. Poetul, pentru a genera universul lyric, trebuie să procedeze arhetipal, căci eu iubesc și flori, și buze, și morminte. Dragostea poetului este sesizată prin gingășia cu care prezintă tabloul cosmic, utilizând lexemele fiori, tremurătoare. Corola de minuni din care fac parte florile, ochii, buzele, mormintele, reprezintă așadar centrul generator al universului poetic, lumea mitului, imaginea ideală a universului, reluând arhetipal modelul de geneză prin acele cercuri concentrice din care s-a format lumea. Cuvintele cheie ale poeziei sunt eu, adică poetul, și alții, adică spiritele raționale. Particularități de limbaj. Calitățile stilului. Textul se caracterizează prin expresivitate și ambiguitate, realizate prin metafore sugestive, corola de minuni, flori, ochi, buze, morminte, nepătrunsul ascuns, epitete, sfânt mister, largi fiori, repetiții, antiteze, eu, alții, la care se alătură numeroși termeni aparținând câmpului semantic al misterului, mister, taină, zare, neînțeles, nopții. La nivel morfosintactic se remarcă repetarea de 6 ori în poezie a pronumelui personal eu, susținând discursul confesiv. Verbul la prezent, modul indicativ, numit și prezent etern și sau prezent gnomic, sugerează atitudinea continuă a poetului pentru a potența misterul fără sincope. Apar de asemenea cupluri antitetice între adjectivul posesiv mea și adjectivul nehotărât altora sau cupluri de verbe afirmative negative ce definesc atitudini raportări la mister. Eu nu strivesc corola din lumina lumii de Lucian Blanc.